rege al tuturor dacilor! Glorie! 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 Glorie Daciei mari! Unite și libere! Glorie! 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 În țara cea mare, unită și liberă, loc de robie nu mai este! Ciostaș și plugar și veșteșugar deopotrivă vor fi într-o viață și moarte. Să fim mândri de gloria marelui neam al tracilor și de puterea gândului nostru nemuritor. La mai puțin de 7 secole, de la întemeierea cetății ei, Roma devine centrul lumii antice și se pregătește să devină cel mai mare imperiu al tuturor timpurilor. În anul 70, înaintea erei noastre, adică 683 ab urbe condita, expansiunea mondială a Romei se apropie la sud de Dunăre, de unde se întindeau bogatele pământuri ale geto-dacilor, uniți acum într-un mare și puternic regat sub sceptrul viteazului și enigmaticului Burebista. De acum înainte, în fața ambițiosului Iuliu Cezar și a invincibililor lui legiuni romane și barbare, rămânea un singur regat nesupus, Dacia, și un singur rege neînvins, el, Burebista. Spune-mi, prietene Deceneu, pentru ce ai cerut dacilor tăi să-mi jure credință mie, un prinț al geților? Și m-ai încoronat rege aici, la Sarmisegetuza. Aceasta a fost porunca marelui gânditor. Unirea face puterea. Și dacii și geții suntem mlădiți ale aceluiași mare trunchi tragic. Iar astăzi, tu ești cel mai mare dintre toți regii care au domnit vreodată asupra tracilor. Trebuie să ne înălțăm neamul prin exerciții și instrucție, prin disciplină și ascultare de porunci și prin cumpătare. Mă gândesc la abținere de la vin. Voința marelui rege este și voința lui Zamolxis. Vreau să știu exact ce efective au romanii. Legiunile romane și barbare la oaltă trec peste 400.000 de oșteni. Suntem mai puțini. De aceea trebuie să fim mai buni. Sabie! Scut! Sabie! Scut! Sabie! Scut! Sabie! Scut! Aruncă! Hei! Bine! Sabie! Scut! Bine! Scut! Sabie! Scut! Dă bumbea lupa! Sabie! Scut! Hai! Bine aici! Sabie! Scut!
Nașa, vine aici! Scut! Hei! Și! Sabie! Scut! Sabie! Scut! Sabie! Așa. Scut! Sulită! Scut! Sabie! Hei! Scut! Sabie! Mărite rege! Spune, Comosicus. Consiliul Principilor s-a întunit cum ai poruncit pe câmpul de instrucție. Și acum puneți mâna pe suliți. Un rege, un bun comandant de oști, va trebui să fie el însuși o pildă. Iar de-ar fi să fie învins, va trebui să moară ultimul și nu răpus de vrăjmaș. Comosicus! Ai onoarea de a fi primul. Bravo, Comosicus! Nici acum nu dezminți faima celui mai brav dintre tinerii noștri războinici. Acuză de văd, generale, Viscol! Mi-ai fost profesor, mărite rege. Carp! Poftim, tinere Hirpus. Ești un prost militar, Hirpus. Ai țintit greșit. Nu așa se trage. Pregătește-te, Hirpus. Nu, Hirpus, ține-l în dreapta ta. Îndurare, stăpâne. Poalele cetății! Trei călăreți la poalele cetății! Acum a ieșit din pădure! Acum a ieșit din pădure! Las pe loc! Deschelegați. Pax vobiscum. Ad vitam aeternam. După vorbă și port, nu prea sunteți romani. Nu, nu suntem. Dar voi? Ce sunteți? Că înțeleg raiul vostru. Străinul trebuie să răspundă la întrebările stăpânului casei. De unde ne știți, graiu, și de unde veniți? Suntem... De ce are, măi? Ce-a pusit? Ajutați-l! Picior! E rănit! Ce vă uitați? Luați pe fratele vostru și duceți-l la surorile, la muierile voastre. Să-l oblojească. Iar luați pe celor dațele toate cele de trebuință. Să se întâlnesc. Meștere, ține-mi arma. Nu ne trebuie. Avem și noi, și mai bune. Ai fost gladiator? Da. Am fost în oastea lui Spartacus. La care lucrezi. Ce fel de armă este? Brăzdar de fier. De fier? La Roma, sclavii ară cu pluguri de lemn. Ai văzut? La noi, păi, și plugurile sunt mai bune ca ale romanilor. Ia-i explică tu, Bedar, mai departe, cum e.
Principele nostru, Castaboca, vă consideră oaspeții săi. Dar dumneavoastră, principele, lucrează? Păi sigur că lucrează. La noi toată lumea lucrează. Cu sabia sau cu plugul. Ese taratru. Să mergem. Eu rămân să încerc plugul ăla de fier. Săranul tot la pământ trage. Sau la vie. Marele Burebista va hotărâ ce facem cu voi. Hai să mergem. Aici vărsarea de sânge este oprită. Este sclavul meu și fac ce vreau cu el. Este totul sclavul nostru. La noi nu există sclavi, comise Mitran. La mine ta acasă faci cu el ce poftești. Aici te supui legilor acestui pământ. Ce e în obern? Ai dat Cezar în Galia! Încă o dată! Dați-i drumul! Cu asta o să-i dorim din mâncare romani. Mărite rege, a venit Castaboca însoțit de doi străini. Ce străini? Oameni buni. Castaboca dorește să-i înfățișeze. Să-i înfățișeze. Mărite rege, azi a sosit. Cine sunteți voi? Mărite rege, eu sunt Calopor. Am fost centurion în oștirea lui Spartacus. Iar el este Lai, poet și cântăreț. A fost și el sclav la romani ca și noi. Cunosc odiseea voastră. Spartacus a fost un mare general al neamului nostru de la miază zi. N-am înțeles de ce atunci când s-a văzut copleșit de armatele senatului la malul mării, n-a trecut în Tracia. Nu s-a unit cu Mitridate. Cred că în strategia voastră a fost o greșeală. Am fost trădați. Spartacus se învoise cu amiralul flotei africane să ne treacă marea la Mitridate. Dar romanii i-au plătit mai bine și flota africanilor, a hoților de mare, a trecut departe de țărm. Deși a fost plătită cu aurul nostru. Greșeala strategică lui Spartacus a fost că s-a încrezut în oameni, în cuvântul dat. În cuvântul hoților. Spune mai departe, vorbește, Calopor. După ce pirații mediteranei cumpărați de Crassus ne-au părăsit, am izbit cu deznădejde. Scăpăm din împresurare. Spre miază noapte, într-un măcel nemilos, 1-8. În bătălia de lângă râul Bradanus a căzut Spartacus. Murit acolo. N-a fost răstignit la Roma? Nu. A căzut pe câmpul de luptă. Trupul lui a fost luat și ascuns de tovarșii săi undeva în munți. De acolo a dispărut a treia zi. S-a mulțis la învia din morți. Este undeva. Precis ne aștept.
Și voi ce ați făcut cu legiunea tracică? Noi, urmăriți de Crassus, am fost opriți la trecătorile Alpilor de legiunile proaspete ale lui Pompei. Pompei. Ucigașul convoailor de răniți, al mamelor, a copiilor înfometați, al celor ce supraviețuiseră măcerului. Cum de n-ați murit cu toții? Cum de n-ați căzut prinși? Am trecut la Gal și la Helveți. N-au fost prinși decât vreo 6.000 care au fost răstigniți de-a lungul viei Apia între Capua și Roma. Ca o pildă pentru alte sute de mii de sclavi din care s-ar putea ivi un Spartacus. Și Marele Pompei? Crassus și Marele Pompei, fierbând de ură și invidie unul împotriva celuilalt, au intrat în Roma. Fiecare revendicând pentru sine gloria năbușirii răscoalei și cerând drept răsplată consulatul. Însă Cezar va fi mai tare dacă va cuceri Galia. Dacă. Și voi? Ce căutați acum rătăcini pe aceste meleaguri? Îl căutam pe Spartacus. Sau duhul lui. Și cum îi veți recunoaște duhul, sărmane visător? Duhul lui Spartacus va fi fost întruchipat în acel conducător de neamuri din Tracia, care va birui Roma. Roma? Dar cum credea el Spartacus sau duhul său că va birui singur Roma? Că va birui pe cei 400.000 de legionari? Care au îngenunchiat pe regii Asiei și Africii? Cum? Nu singur. Și nu numai din Tracia. Fiindcă Roma nu se bate singură, ci împreună cu vremelnicii ei clienți. Orice război izolat cu ea va fi dinainte pierdut. Mitridate are să fie înfrânt așa cum a fost și Hannibal. Popoarele de la Rin și Parții au să fie nimiciți așa cum au fost azvârliți cu fața în țărână rând pe rând cartaginezii, greci, iberii. Fiecare popor trebuie să se apere pe sine. Toți la oaltă și toți deodată, unindu-i pe toți asupriți într-un asalt comun. Numai astfel poate fi zdrobită această caracatiță care își întinde tot mai mult brațele nesățioase asupra lumii întregi, care înrobește și înghite neamuri, impunând nedreapta ei o rânduire de stăpâni și sclavi. Robia e urâtă și nedreaptă. E cel mai rău lucru ce îi se poate întâmpla unui om și unui neam pe lumea asta. Noi n-avem sclavi, dar pentru încă un soldat viteaz și un alt Orfeu, e loc la curtea noastră. Ce plată ați pofti pentru slujba asta? Răzbunarea lui Spartacus. Toate la vremea lor. Altceva. Mărite rege, prietenul meu va rămâne la curte. Eu am să lipsesc o scurtă vreme ca să-mi văd părinții la gura Dunării. Nici nu știu dacă mai trăiesc. Am fost răpit de pirații mărilor pe când eram copil și vândut sclav la romani. Ești cumva din neamul lui Balta? Vărul nostru? Sunt chiar fiul lui Bun. Calopor. Știi ce înseamnă numele tău pe limba dacilor? Fiul cel bun. Știai, făt frumos? Ce să știu? Despre asta o să vorbim amândoi. Am pentru tine o veste rea și o veste bună. Aici sunt zidurile cetății regelui. Apa asta alimentează cetatea, pune în mișcare morile noastre și udă grădinile.
apoi se duce și umple șanțurile cetății ca să ne apere de dușmani. Vedeți cât de bună și harnică poate fi apa? Da, apa poate fi și rea? Când se revarsă nebună și neînvățată. La asta e bună învățătura, să facă bun din nebun. Înțelegeți, copii? Marius Dula, marele arhitect roman, face case pentru copii? Pentru viitorii arhitecți ai Daciei. Unii tai tăi aici la noi. Dictatorul Sila a scos niște legi care au transformat armata într-o bandă de tâlhari ai popoarelor. Iar poporul roman într-o turmă de paraziți. Cine s-a opus a fost lichidat. Și au fost sute și mii de oameni învățați. Cei mai norocoși au fost trimiși în exil la barbari. Deci, tu ai fost norocos. Iar noi suntem barbari. Grecii și romanii numesc barbari pe cei ce nu sunt de neam cu ei. Iar eu mă consider norocos fiind aici. Ina, te super dacă spune chiar fericit. Să-ți fie de bine, mărite rege. Du-te, dă-i ștergarul. Mai. Semen leit cu sora mea și ea semena leit cu maica noastră. Laptele și sângele ei, stăpâne. Și viclenia, nepoată. Și frumusețea muierilor neamului nostru. Nu mai e oameni și turât, nepoată Ina. Ba, cine zice? Cine ar cuteza? Apoi, dacă Maria ta chiar dorește a fi frumos, este că te-ai fi molipsit de la Caius Iulius Cezar. Numai cum ți-ar sta sulemenit ca dânsul? Ci că se scalpină în cap cu degetul mic ca să nu strice frizura. Cu toate că e chel. Dar de unde știi tu că Cezar se sulemenește? Iaca? Știu. De unde știi? De la una din roapele casei tale. Care e? Care a venit la noi odată cu arhitectul roman Marius Dula când l-au surghinit. Dar arhitectul tău e frumos? Nu m-am uitat. Și apoi, nu e al meu, e sluga Măriei tale. Sluga Măriei tale? Nepoate mea, Ina, a aflat că Cezar se sulemenește. Pontifex Maximus. Asta o știe toată lumea. Și eu de ce nu știu, viezure? Înseamnă că șeful poliției mele mai ascunde câte una din tainele sale, nu? Nu, înălțate, stăpâne. Vorba aceea spurcată a romanilor, nu puteam rosti față de Maria ta. Te iert dacă mi-o spui. Cezar e bărbatul tuturor femeilor și femeia tuturor bărbaților. Spurcată vorbă despre un prinț viteaz al Romei. Ai avut dreptate să nu mi-o spui, viezure. Asta însă nu l-a împiedicat să cucerească Spania așa cum să vrea Galia. Să trecem la ale noastre. Ce fac prințișorii? S-au adunat, sunt toți? Pileații nu vor îngădui pe comați în adunarea prinților Tarabostes. Au să se supere bogații pe săraci. Sau unora tot nu le vine a crede că dacii sunt urmăriți celților și că toți ne tragem din neamul cel mai numeros, cel mai răspândit în lume. Marele neam al dacilor. De când ai înfăptuit unirea țării geto-dacilor, prințișorii nu prea s-au obișnuit cu legile cele noi. Iar amintirea eliberării sclavilor nu i-a părăsit încă. Deși unora le-ai răsplătit credința. Cu aur, viezure. Cu aurul nostru. Iar altora cu fierul de credință. După dreptate. Să mergem, timpul nu așteaptă.
glorie! 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 Glorie Daciei mari, unite și libere! Glorie! Avem o lună înainte pentru judecarea câtorva pricini de la miază zi de Dunăre cu pământurile obștilor. Azi avem de luat câteva hotărâri grapnice în treburile armatei. Să facem așa? Așa, 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 facem așa. Ar mai fi câte unele de spus. Da, știu. Despre pământ, despre vin și despre aur, nu? Mărite rege, era poate de trebuință să se știe că ce s-a hotărât odată cu pământurile obștilor nu se mai schimbă. Ce să se schimbe? Păi, unii nu-s mulțumiți. Că pe pământurile lor plugare și împart recolta după legea nouă. Și nu împartii capii, după obiceiul pământului. Pământul e slobod. Iar cine nu are și nu seamănă, nu culege. Afară numai dacă nu e chemat la arme. Atunci sabia lui e egală la parte cu plugul agricultorului și cu unealta meșteșugarului. Unii zică și cu viile. Că n-ar fi bine așa cum s-a hotărât. Iar cu viile, numai vinul pentru trebuințele casei să se păstreze în beciuri. Restul să se dea la negoț cu câștig bun. Prea multă băutură strică. Mi s-a dus buhul că suntem bețivi. Mai beți și voi vinul îndoit cu apă, ca romanii. Cu apă, ca romanii! Dar cu aurul cum este? Tot egal? Tot slobot se împarte. De ce mai întreb, Hirpus? Știi doar că aurul nu este puțin, dar e scump la negoț. Și de aceea 5 din 10 ciubere merg ca tribut la visteria regatului, pentru trebuințele monetăriei și ale oștirii. Am întrebat, pentru că noi nu credem că este drept ca aurul nostru să se împrăște în cele 4 vânturi, ca să-și facă alții cetăți și corăbii și mai știu eu ce. Celții și romanii ne-ar plăti în zecit. Rosturile acestui tribut au fost lămurite odată cu fratele nostru Lup. De ce n-a venit el la adunare și te-a trimis pe tine, Hirpus? E bătrân, e bolnav. O să-l căutăm. Și să știi ceva, fecior de prinț. Plătește în zecit, mai devreme sau mai târziu, acela care câștigă în zecit. Viscol, convoacă Consiliul Armelor și Fortificaților. Ere prote che megiste ebis rachis jevonotos vasileps. Endi prote che megisti filia, prietenul și solul nostru Acornion. Prințul Mitran, sfetnicul de inimă al Măriei sale, Mitridate al VI-lea. Ascultăm. Romanii urcă spre noi, cu gând de robie și pradă. Sunt amenințate cetățile pontice grecești. Vor romanii să-și facă o mare nostrum și din Pontul Euxin, ca în Mediterană? Mitridate, regele meu îți mulțumește cu recunoștință pentru ajutorul făgăduit. I-a bătut pe romani și a ajuns la Bosfor. Dar acum romanii au trimis contra lui cea mai puternică armată a Romei și sorții izbânzii sale se pot întoarce. Cine o comandă? Marele Pompei în persoană. Pompei? Atunci am să lupt sub steagurile regelui Mitridate. Am jurat că Pompei va muri de mâna mea. Deocamdată lupt sub steagurile regelui tău. Vom coborâ cu armatele noastre în Tracia. Să-l prindem pe Pompei ca într-un clește. Și să pornim după aceea împreună spre Roma. Și credeți? Credeți că s-a evit timpul potrivit? Ce spui, Acorneon? Eu cred că da. Dacă planul acesta nu izbândește, voi veți fi țapul isfășitor. Adu-ți aminte acum 20 de ani, generalul Sila
A distrus Atena drept răzbunare pentru alianța ei cu Mitridate. Avem toate motivele să credem că altfel nu se poate. Pompei cunoaște probabil planul acesta și de aceea a ordonat ca să-și asigure spatele proconsulului Macedoniei Caius Antonius Hibrida să ierneze în cetățile pontice grecești. Hibrida, jefuitorul și ucigașul geților din Sciția Minora. Dacă e așa precum spui, ăsta e motiv de război în toată regula. Întocmai, Hibrida și-a anunțat vizita. Mi-a cerut să organizăm sărbări și jocuri în cinstea lui. Mi-a cerut chiar și gladiatori de la Roma. O să ne costă avere. Gladiatori de la Roma? O să-i aibă. Unul sigur. Timpul nu mai așteaptă. Dacă romanii ocupă cetățile pontice grecești, ieșirea voastră la mare este definitiv închisă. Flota romanilor din Mediterană este acum blocată de noi la strâmtori. Dar pentru câtă vreme? Câți soldați are regiunea macedonică? Proconsulul ne-a trimis vorbă să pregătim casă și masă pentru 10.000 de oameni. Da. Dacă vin ca musafiri, sunt mulți. Dacă vin ca inamici, sunt puțini. Spune-i regelui tău să se bizuie pe noi. Și acum să ciocnim un pocal de vin și să punem la cale masa și circul proconsulului. Acornion este mai marele cetății Dionisopolis. Și marele preot al lui Dionisos. Tânărul acesta trebuie să fie un om de încredere dacă l-a invitat la întâlnirea noastră de taină. Calopor, fiul lui Baltaș al Macnei Mater, care pierdut a fost și s-a găsit. Regele Remaxos, strămoșul mamei tale, a fost din veac protectorul cetăților noastre pontice. Geții de la Dunăre vor rămâne în continuare protectorii voștri prietene. Vom coborâ cu oastea noastră sfâmiază zi, am hotărât în Consiliul Armelor. El va conduce oastea? Nu. Deocamdată, comanda este încredințată lui Carp, ca mai bătrân. Pregătește-te de drum. Pleci cu feciorul acesta spre Baltă. Magna Mater vă așteaptă. Sunt Carp, regele Zimbrilor, și ți-aduc poruncile regiului nostru Burebista. Slăvit să fie numele său. Cine este tânărul care te însoțește? Pășește mai în lumină. Numele meu este Calopor. Am fost în oastea lui Spartacus și m-am întors acasă. Nu-l recunoști? Îl recunosc. Este fiul nostru. Binecuvântat să fie cel ce mi l-a dăruit. Mama, am aflat că tata a murit. Iar pe tine acum nu te pot vedea. Ce taină este aceasta? Sau ce blestem? Ce ți-a spus la plecare regele Burebista, stăpânul și părintele nostru? A spus, am pentru tine o veste rea și o veste bună și să te pregătești drum greu. Acesta este și răspunsul meu, fiule. Acum spune tu, Carp, veștile tale. Regele nostru îți cere să-mi îngădui a porunci eu flotei și oamenilor lui Balta, ce se vor împreuna cu ai mei și cu toți geții de la Histru, în războiul care vine. Regele Burebista a făcut o alegere înțeleaptă. Carp, să ai grijă de fiul nostru, fiul șarpelui. Cu 32 de ierni în urmă, slăvitul rege Burebista
coborât la noi pe Dunărea înghețată și i-a supus pe oamenii bălții cu tăria și dărnicia lui. Și-a ospețit la noi până primăvara, când balta și-a scos corăbile la mare și s-a întors în Dacia. Câți ani ai tu, fiule? 31 la lună plină. Fica cea de aur a negurii eterne. Cine, mamă? Luna, fiule. Tot ce e veșnic vine de la ea și se rășluiește în șarpe. Izvorul înțelepciunii și vistiernicul tainelor celor mai scumpe. Drum bun, fiule. Și marele gânditor să te aibă în pază. Să mă apropii de ea. E o poveste tristă. Midia era nespus de frumoasă pe vremea când s-a măritat cu prințul Balta. Odată o furtună de vară cu trăznete a incendiat delta. Pe Midia a prins-o în mijlocul pădurii de flăcări. A ars atunci părul, obrajii, mâinile. S-a retras de atunci în templu. Și n-a mai îngăduit nimănui să o vadă, niciodată. Nici chiar bărbatul ei. Tu erai copil. Eram pe mare atunci cu năvădarii. Aveam 12 ani. Și ai dispărut. Pe furtuna aceea am rătăcit. Ne-au prins pirații și ne-au vândut la Calatis negustorului de sclavi. Asta era, deci, taina și blestemul. Poate și aceasta. Au! Ne apropiem de locul întâlnirii. Să ne grăbim acum spre Dionisopolis pentru a-l primi pe Hibrida după cum se cuvine. Consiliul de onoare al cetății vă urează bun venit. Am pregătit hainele de cetățeni de onoare ai cetății. Las pește proaspăt, poftiți pește proaspăt. Poftiți, șalău, somn, nisetru, poftiți. Poftiți, vă rog, poftiți, alegeți ce doriți. Poftiți pește proaspăt. Thank you.
Cum zic la noi, Acornion? Locotenentul meu m-a raportat că e mulțumit de colaborarea voastră. Ce știi mi-aduci? Totul este pregătit pentru sărbări, așa cum ai poruncit. Vom avea și gladiatori? Cei mai buni din câți am avut vreodată. Ne-au costat foarte mult. Orașul vostru este un oraș bogat. A fost. Dar tu ești un neguțător avut. Am fost. Războiul împiedică comerțul pe mare și apoi de când sunt preot al cetății, nu mai am voie să mă ocup de comerț. Ca senatorii noștri. Ești preot al lui Dionisos, mi se pare. Da. Am fost ales anul acesta. Știai că la Roma este interzis cultul acestui zeu păcătos? Aș putea să te pun în lanțuri. Sau prefer o amendă onorabilă. Proconsulul știe mai bine ce are de gând să poruncească. Ești viclean, Acornion. Dar te iert. De data asta. Mai ales că nu suntem la Roma. Iar jocurile lui Dionisos le-ar putea convinge pe femeile voastre să fie mai drăguțe cu soldații mei. După atâtea luni de post. Tocmai despre asta avea ceva de spus Ahilodor, comandantul pieței orașului. Vorbește, amirale. Cetățenii se plâng de comportarea jignitoare a unora dintre soldații romani. Au predat câteva prăvălii, au intrat în casele unor cetățeni onorabili și s-au legat de femeile lor. Așa e la război. Vai de ce învinși. Bine, dar aici nu este război. Poate care să fie. Poate că și este. Dar nu știai tu. Cine știe? Ahilodor. Proconsulul știe mai bine decât noi ce se cuvine să fac. Noi să ne vedem de treburile noastre pentru ca totul să se termine cu bine. Da. Mai bine vedeți-vă de treburile voastre. Dumneavoastră, poftiți la pește proaspăt. Luați bunătățile pământului, avem de toate, vinuri de Rodos, Echios. Demnitare cetății. Luați portocale, măsline, safide, avem vinuri renumite, vinuri de Rodos, Echios. Poftiți, poftiți. Aveți nisetul? Da, avem. Lidia. Calm. Avem... Melania, du-te și cumpere altele. Nisetul mai bun dincolo. Vă servește înăuntru. Lidia, ce faci tu aici? Dar tu ce cauți aici? Am crezut că ești mort. Valeria mi-a povestit ce groaznică soarta ți-a avut după căderea lui Spartacus. Copilul lor a murit la naștere. Te-am căutat printre miile de răstigniți de pe Via Apia. Am scăpat. Aici nu putem vorbi. Așteaptă-mă la noapte în grădina templului lui Dionisos. Nu știu dacă am să pot, am să încerc. Și dacă nu pot... Pescarul ăsta îți va spune exact unde mă găsești. Cine era omul acela? Care om? Cel cu care ai stat de vorba adineaur. A, mușteriul de adineaur. A, un prăpădit. Voia să cumpere nisetul de delta și n-avea bani nici de un stavride. De la o vreme e plină piața de pungași. Lente! Nu-ți dai seama că totul poate cădea dintr-o prostie ca asta, nu-ți dai seama? Tocmai femeia asta trebuie să sucească mințile și tocmai acum... Cum adică, tocmai femeia asta? Tu mă întrebi mine? Mi s-a părut că vă cunoașteți. Da. Este soția proconsului Hibrida. Du-te, trebuie să dispar cât mai repede de aici.
În ordine? Avem și fete. Slăvite Caius Antonio, iată o invitație pe care nici unul dintre bărbații Romei n-ar putea o refuza. Dar numai cu încuvințarea stăpânei casei. Lydia? Da, Caius. Astă seară vreau să oferim oaspeților noștri o cină demnă de bătrânul Lucullus. Aș vrea să poftim și niște distinse persoane din localitate. Ne dai încuvințarea? Voi da bucătarilor poruncile de trebuință pentru a fi la înălțimea distinșilor tăi oaspeți. Numai că eu nu voi putea împărtăși bucuria lor, deoarece intenționez să mă retrag mai devreme și voi cere de pe acum scuze. Iată un răspuns demn de o adevărată matroană a Romei. Noaptea asta începe alaiurile dionisiaci. Toată lumea petrece. Abia am reușit să scap. Știu. De soțul tău. Ai aflat? N-am știut. Nici n-am vrut să cred când mi-a spus pe scară. Văd că ești mort, Carlo. Părinții mei m-au silit să mă mărit cu primul venit când au aflat de păcatul meu. Proconsulul era prietenul familiei. Matricinii nu se căsătoresc decât între ei. Nu se iubesc decât pe ei. Și vara mea Valeria era patriciană și l-a iubit pe Spartacus. Îți mai amintești ospățul lor de logodnă? Împlinisem 15 ani. Ai sorbit unul după altul 5 pocale de vin amestecat. Și Spartacus te-a dojenit râzând cu înțeles. E un obicei al nostru, al tracilor, de a goli la ospețele de nuntă atâtea pahare, câte litere are numele iubitei. Eu n-am știut că a doua zi ai atârnat-o cu lună de flori în ușa casei mele. Și a treia zi mi-a așternut flori în prag. Nici despre obicei acesta n-aveam știință. Apoi am înțeles că așa începe iubirea. Ce trist destin a avut iubirea noastră, Lydia. Ascunde-te, Carlo. Romanii n-au uitat de răscoala voastră și când îi prind pe tovarășii lui Spartacus, îi răpun fără judecat. Nici noi nu i-am uitat pe cei 6.000 de crucificați. Nici că bărbatul tău a fost unul dintre călăi. Ce cauți aici? Ce te-a adus până aici? Răzbunarea lui Spartacus. Încojurați grădina! Căutați-l peste tot! Haide, repede, repede! Stăpâne, stăpâne, îmi vine undeva soldații, fugi! Am să încerc eu să-i rețin, fugi! Căutați-l peste tot! Când mai vii? Niciodată! Du-te! Nici eu nu pot să mai rămân aici. Mâine trebuie să mă bat în arenă fără să știe cine sunt. Va fi ultima mea luptă de gladiator. Am să vin să te văd. Nu. Pentru ultima oară. Pleacă, pleacă din oraș cât poți mai repede. Mai mult n-am dreptul să spun. Melania, ce cauți tu pe uliță la ceasul ăsta? Unde este stăpâna ta? E acasă, stăpâne, doarme. Cine poate să doarmă într-o noapte ca asta? Mai bine făcea o plimbare prin parc. Mă duc să spun că o pofti stăpâne la o plimbare prin parc. E pe tine aș vrea să te poftesc la o plimbare. Gata! Ai făcut destul de prostii.
Când ieșim din Nagura, fugi la corabie. Așa. Jocurile în cinstea ta încep cu lupta pe viață și pe moarte între un mirmion trac. Ciuretiar samnic! Buni gladiatori ai școlii din Roma, faceți pariurile! Nu se răi deloc. Tinerii ăștia promit să moară frumos. Retiarul samnit pare mai hoț. Pariez! 1000 de sesterți pe retiar! 1000 de sesterți pentru gladiatorul trac. Spectatorii au venit fără neveste și copii. Ești prea familist, iubitule. Hai, arbitru!
Lydia. De ce ai venit aici? Lydia, dragostea mea. Carl. De ce? Mai bine așa. Nu mă uit. Cetățile Istria, Atomis, Galati și acum se îndreaptă spre noi. Români! Părăsiți cetatea! Ere protike megiste pisrakis ionotos vasilets. Ni protike megiste filia. Mai mari cetăți îți mulțumesc, slăvite rege. Here, here, am apărat hotarul și demnitate. Mare. Și mare și aceste pământuri. Sunt. Și vor rămâne ale noastre, cât timp vom da noi ei.
Grăbiți-vă! Duceți scalele la visterie! Hai, mai repede! Viezure! Porunca, mărite rege! De unde sunt carele astea încărcate cu podoabe scumpe și aur? De la cetățile pontice. De la cetățile pontice? De la cetățile pontice. Datoriile lor. Intră în visteria statului. Cetățile pontice ne-au cerut sprijinul să le apărăm, nu să le prădăm. Vine la visteria? Visteria statului trebuie să sporească prin muncă cinstită, nu prădând cetățile prietene și vecine. Viezure! Înapoi către pont! Întoarceți carele! Înapoi! 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 Piei din fața mea! Nu vreau să-l mânjesc cu sânge de hoț. Îl păstrez pentru Cezar. Și spuneți prietenilor noștri pontici că dacii n-au încetat să fie cei mai drepți dintre traci. Iar din partea mea, duceți cetăților pontice câte un scut de aur dacic din cel mai bun. Și pe el capul lui Viezure. Iartă-mă, mărite rege. Sau discursul lui de recunoștință. Mă închin marelui nostru preot și îl rog să deschidă serbările. Umpleți amforele cu vin roșu și gros! Sacrificați berbecii și bourii cei tineri și grași! Și să cânte fecioarele! Trebuie să-i atacăm pe Roman chiar acum, pentru că mâine va fi prea târziu. Mitridate se bate cu Pompei, Galii se bat cu Cezar. Acum, că Roma e slăbită de lupte fratricide. Cezar pe de-o parte, Pompei pe de-alta, abia așteaptă să-și încerce paloșele unul împotriva celuilalt. Dar că noi atacăm, noi ne vor ataca ei și atunci vor distruge și prăda cetățile noastre. Așa cum a fost distrusă Atena. Cred că aveți dreptate. Dar asta trebuie să o hotărâm în Consiliul Armelor. Deocamdată sărbătorim victoria noastră împotriva lui Caius Antonius Hybrida.
poftiți la circul nostru. La luptele noastre de gladiatori. Dovadă că am învățat și noi câte ceva de la romani. Lume, lume! Consul, proconsul și general! Începe lupta! Pe viață și pe moarte! Dintre unduleu de la munte și unduleu de la șes! Faceți pariurile! Acum să vezi ce-i faci! Pompei! Hai, Pompei! Hai, Cezar! Hai, Cezar! Pușcă-l! Așa, Cezar! Așa! Pușcă-l! Dați drumul locului. Și acum în arenă să-i vin lupul dașii. Haide, mușcă! 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 Hai, 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 așa vor face și romanii. Cezar, Pompei, Crassus, când se vor simți atacați din afară, se vor uni. Ne vor ataca cu toată puterea și cu toată cruzimea lor. Nu suntem pregătiți să atacăm pe romani la ei acasă. Trebuie să ne apărăm pământurile și avuția. Au sosit Acornion și comisul Mitran. Să-i primim după cum se cuvine. Prieteni, mă bucur să vă revăd. Dar veștile mele vor fi mai mult spre bucuria dușmanilor noștri. Regele meu nu mai este. El, al cărui strămoș după tată a fost Darius, fiul lui Histaspe, iar după mama Alexandru cel Mare, a fost părăsit de oaste și de copiii săi și omorât ca un câine. Până și gându-se în fioară la vestea asta, prietene Mitran. Dar înainte de a muri, mi-a dat această scrisoare pentru măria ta. Latrones gentum et raptores orbis. Mitridate ne lasă moștenire planul său. El vrea să cucerească Tracia și Macedonia, apoi Panonia, să intre în Italia prin țara Galilor, unind sub șeptul său popoarele alpine și peninsulare, împotriva jefuitorilor de neamuri și acotropitorilor universului. Latrones gentum et raptores orbis. Isul lui a fost prea mare pentru lumea și puterile sale. Acesta era și planul lui Spartacus. Și soarta lor a fost asemănătoare. Ce periplu de necrezut! Să ocolești marea noastră dinspre partea Sciților, spre Olbia, ca să ajungi la Dunăre. Și romanilor le-ar putea da în gând să-l înfăptuiască. Și într-o bună zi să ne pomenim cu Pompei sau cu Cezar, anteportas. Romanii sunt un popor ticălos, dar la războaie se pricep. N-ai dreptate. Niciun popor nu e ticălos dacă își vede de masă și de casa lui. Dacă nu-l apucă pe ție puterii. Dacă nu răvnește la masă și la casa altuia, ca proconsul Hibrida. Unde se află Pompei acum? La Roma. Unde s-a proclamat un triumvirat pentru puterea supremă. Pompei, Crassus, Cezar. Ați văzut? Eram sigur. Ăștia-s romanii. Întotdeauna și-au dat mâna la greu. Întotdeauna și-au amânat războaiele fratricide. Nu-i chiar așa, Burebista. Pompei îți cere ajutorul împotriva lui Cezar. Acornion, va trebui să pleci la Roma. Avem nevoie de pace. Și de tignă.
Ce te uiți, Sirpus? Opriți calea! Ce vânat se află pe aici? Oprește! Capre negre, suntem în ținutul țapului. Te tem? Țapii nu-s frații voștri? Au fost. Acum sunt frații lui Burebista. Hai! Hai, porniți calea! Mișcă! Mișcă! Hai! Părinte Țap, ce? Năvălit cerți. Ce s-a întâmplat? Și ne-au prădat aur. Ce? Ce-a fost? Țapule, n-ai venit la bine. Te-am așteptat la lună nouă să iei lădițele cu aur ale regelui. O năvălită lui Boian. Cerți au călcat pacea cu noi? A fost vânzare de frate. Nepot meu, Hirpus, i-a chemat. L-am zărit la gura minei, împreună cu cerții. Au îndeltit tot timpul cu druidul Breza. Care a făgăduit mâna prințesei Hebe. Dar tatăl ei ne-a jurat pace. Bătrânul rege a fost sacrificat în legea lor. Să te temi de el. Fugi și dă de veste marelui Burebista că sclavia s-a bătut din nou peste țara agatârșilor. Dă-i semnul acesta pentru credință. Până la moarte.
place vouă, oamenii muntelui? Ce dorește țapul cel mare de la noi, vecinii lui? Pace ție, Boian. Vrem să știm pentru ce ați călcat satul Agatârșilor, prieteni ai noștri. Și le-ați răpit aurul. N-am auzit cântecul vostru de război, al celților. N-am venit cu război. Prințul Agatârșilor, Hirpus, a rupt legământul cu regele Burebista și ne-a chemat într ajutor, plătindu-ne armele cu aurul său și cu femeile robilor săi. N-am călcat legea fierului, așa că ferește din drumul nostru. Boian, tu n-ai călcat legea, dar fapta ta va naște o mare primejdie. Aurul acesta nu este al lui Hirpus, trădătorul fraților săi. E tributul Agatârșilor, sloboziți din robie de marele rege Burebista, căruia druidul vostru i-a jurat tihnă și prietenie. Druidul Breza știe ce face. Slăvit să fie marele preot al celților, vecinii noștri. Am auzit că druidul Breza ți-a făgăduit moștenirea regelui bătrân și pe Hebe, fiica lui de nevastă. Așa e. Prin urmare, tu n-ai știut că druidul Breza i-a făgăduit și lui Hirpus mâna reginei Hebe în schimbul aurului dacilor. E o minciună. Druidul Breza nu minte. Atunci Hirpus te-a mințit pe tine, invitându-mă pe mine la nunta lui cu regina celților? Minte! Nu l-am poftit la nuntă! La care nuntă, Hirpus? Nu știam că mergem la o nuntă. Cu care din femeile astea te va căsători marele preot al celților, a? Răspunde, Hirpus. Ascultă, Boian, îți propun un târg cinstit ca între vecini buni. Tu iei aurul pe care l-ai prădat, iar nouă dă-ne-l pe Hirpus. E fratele nostru și vom face o nuntă după datina neamului său. Dacă marele preot al celților nu i-a făgăduit altă nuntă, n-are să se supere pe tine tocmai pentru asta. Mi se pare că târgul tău este cinstit, vecine. Dar marele tău rege nu se va supăra pe tine că i-ai părăsit aurul în mâinile noastre așa, fără luptă? Marele nostru rege are aur destul. S-ar fi supărat pe mine dacă îl părăseam în mâinile voastre fără luptă pe credinciosul său Hirpus, puiul lupului. Salvează-ne, mărite țap! Ajută-ne, generale Viscol! Salvează-ne, mă, generale! Salvează-ne, mă, generale! Salvează-ne, mă, generale! Piatră de aur! Piatră de aur! Boian, ți-l lași pe Hirpus. Du-i hoitul la regina voastră! Să vadă și ea ce fel de mire i-a pețit druidul Breza. Hei! Hei! Boian, hoțule, să ai grijă de aurul dacilor că vei da socoteală și sărut-o din partea mea pe sârfa voastră de regină. Hai, da! Hei! Mărite rege, a urcat la noi trimisul regelui cerbilor și ved, precum ai poruncit. Unde este? Te așteaptă, mărite rege. Va fi război? Nu-ți fie teamă, Ina. Te așteptam, viteazule șved. Ce vești mai aduci din țara galilor, de la principele tău și prietenul meu, Vergin Getorix? Proaste, măria ta. Ținuturile noastre au fost călcate de legiunile romane comandate de Cezar, a cărei poftă de cucerire nu cunoaște margini. Cezar? Și are o vist cu triburile germanice? S-a unit cu Cezar? Are o vist, nu ne mai este vrășmaș. Și acum vrea să se împace cu regele meu, Vercingetorix. Stai bine. În schimb, celții pregătesc noi războaie de pradă, chiar împotriva voastră. A fost ucis mișelește druidul Dagda, prietenul nostru, de către Breza.
care acum vrea să ia locul și vrea să o ia de nevastă pe fica druidului, frumoasa Hebe, pe care a și proclamat-o ca mare preoteasa zeiței. Epone, zeița e apă. E apă de aur. Aurită. Cu aurul prădat de la noi. Celții speră în prietenia romanilor dacă îi vor ajuta în războaiele lor. Se bizuie pe Cezar. Cezar minte! Îi va strivi cu tăvărugul lui pe toți fără milă. Singurul zeu de care se teme Cezar e forța. Omosicus, toată armata pe picior de război. Castaboca, catapultele tale se bată până la Cezar. Iartă-mă, mărite Burebista. Celții druidului Breza, boii și tauriști, au pustit țara de munte. L-au ucis pe lup regele agatârșilor și i-au prădat tot aurul. Blestemat să fie. Straja noastră de hotar unde era? Au fost surprinși, beți șchefuind. Și celții au căsăpit pe toți. Să fie stârpite vire! Prietene șved, du-te la regina lor, iapă, și spune-i că nu mi-ar fi greu să o strivesc. Dar acum n-am de sacrificat niciun fecior de-al meu. Spune-i că avem nevoie de armata ei, unită cu noi, cu galii, cu germanii, cu bastarnii, împotriva lui Cezar. Iar tu, Deceneu, spune-i preotului că Lău Breză să înapoieze aurul și tot ce a prădat de bunăvoie, fiindcă pe zeii mei și ai lui la olaltă am să-i tai capul și pun hoardele celtice să bea din ticva lui. Regina Hebe, fica Epei de Aur, zeița noastră Epone, a coborât printre noi pentru a asculta solia regelui cerbilor de la soare apune, prin glasul druidului Shred. Pace lui! Slăvită regina celților răsăritului! Îți aduc salutul neamului nostru de la soare apune. Și vouă, nemuritorilor închinători ai norogului! Epone! 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 Regele cerbilor, vă spune că triburile germanilor lui Ariovist nu vă mai sunt vrășmașe, ci că vor să se împace cu arvenii lui Vercingetorix, tânărul prinț al galilor, pentru că ținuturile lor sunt pustiite de legiunile romane comandate de Cezar și romanul nu va întârzia să calce cu război și sălașurile voastre dacă nu va fi oprit la vreme. Această mare primejdie, care ne pândește pe toți deopotrivă,
trebuie să ne fie îndemn la unire. Unirea celților a fost, precum știți, ultima dorință a druidului Dagda, slăvitul părinte al reginei Hebe. Acesta este mesajul de pace al cerbilor. Am zis. Regina noastră știe, preacinstitule șved, că galii sunt dușmanii noștri. Mai știe de asemenea că romanii n-au fost niciodată dușmanii noștri. Ba chiar au trimis prea sfântului Dagda solie de prietenie dacă nu-i vom stânjeni în războaiele lor. Unirea celților nu este pe placul zeilor noștri, pentru că ne-ar sili să ne supunem zeilor de la sfințit și regilor voștri care se tem de războiul cu romanii. Noi nu ne temem de nimeni. Pacea este legea celor neputincioși. Am zis. Epore! 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 Pacea și unirea tuturor celților nu este semn de neputință, ci chezășia puterii. Luați pilda geților și a dacilor, vecinii voștri, prin unirea cărora regele Burebista a făurit cel mai puternic imperiu din istoria marelui neam al tracilor. Nu! Nu! Respectăm solia oaspetelui nostru, de aceea nu-i vom răspunde cum s-ar cuveni afrontului său. Mesager al cerbilor! Vei putea vedea în curând cu ochii tăi cât de puternic este regele Burebista, când capul lui va sta aici, printre trofeele războinicilor noștri, oferit chiar de regișorii lui. Sau poate chiar de Deceneu, marele lui preot, cu care mă voi vedea curând. Preînțeleptule frate, de ce m-ai chemat? Să-ți cer ajutorul, druidule Breza. Ai neînțelegeri cu regele tău? Și eu am avut cu marele Dagda, care era un sfânt. Te-am chemat să spun că regele nostru roagă pe principii Celți, Critas al Tauriștilor și Boian al Boiilor, să înapoieze aurul agatârșilor și să iasă de pe pământurile dacice pe care le-au cotropit și să se întoarcă la sălașurile lor din Panonia. Pace și bunăvoie din partea noastră. Pământurile de aur au fost dobândite cu armele și numai cu armele le veți redobândi. Aceasta este legea fierului, legea noastră. Fierul cere sânge, iar eu ție-și cer un dram de minte. De ce vrei să jertfești bărbații viteși și destoinici într-un război nesigur și mai ales nedrept? Regina noastră Hebe, fica zeului Dagda, sălășluiește într-un templu ridicat din craniile învinșilor din războaie. Cu capetele voastre vom ridica palatul ei până la cer. Până la cer se înalță ambiția ta nesăbuită, Breza. Pentru că nu regina Hebe poruncește acolo, în peștera capetelor, ci tu, ucigașul nepedepsit al druidului Dagda. Celtul care cerea unirea celților cu galii. Iar tu te-ai opus la această unire, care ți-ar fi răsturnat planurile de mărire. Dagda a fost un sfânt și locul lui era în cer. Nu eu l-am trimis acolo la părinții noștri. L-au trimis Boian și Critas, pe care i-a măgit, făgăduindu-le fiecăruia trupul și moștenirea reginei, la care tu însuți râvnești. Pe când ai chipzuit să-i pui să se omoare și ei între ei. Ori poate-i pofti să-i omorâm chiar noi, în războiul acesta. Soarta acestui război o vor hotărâ zeii, preînțeleptule Deceneu. Zeii mei! Pregătește-ți răscumpărarea cu aur, cu mult aur! Preînțeleptule Deceneu, tu și regele tău cel bogat, care are zilele numărate. Fierul cere aur! Fierul cere sânge, nu fi nesăbuit. Veți fi striviți de legiunile lui Cezar. Mai bine, ne unim împotriva lui și ne apărăm hotarul. Am zis.
Tu ești mai mare decât mine, Deceneu. De aceea unul dintre noi este deprisos. Îmi pare rău de tine. Adio, frate! Încredințează sufletul zeilor tăi, druidule Breza, și să-ți fie țărâna ușoară! Druidul Breza, în nemărginita lui îngânfare, a respins propunerea noastră de bună înțelegere. Respinge și propunerile de unitate și prietenie ale solului cerbilor galici. De-al minteri, solul șved este acum prizonierul lui Breza. Maria ta, aflu că celții ne-au prădat pământurile. Au readus robia și au dat foc satelor noastre. E adevărat, fiule. Robia și umilința sunt mai grele decât moartea, Maria ta. Și apoi ei nu se vor opri aici. Mâine vor pusti noi așezări. Vor prăda alt aur, vor înrobi alte femei și copii. Dar fi după inima mea, n-ar mai rămâne picior de vrăjmaș în lume. Dar nu nemul oră de vină, ci preotul Călău Breza. Ei sunt doar orbiți de vicleniile lui preasfinte. Nu vreau să curgă sânge nevinovat. Judecata ta ar fi dreaptă dacă între timp n-ar curge sânge nevinovat, de-al nostru. Războiul este lucru cel mai ușor de hotărât. Mai greu să-i prevezi sfârșitul și pierderile. Să prevezi cât te slăbește în fața unui război mai mare. Cel cu romanii care se apropie. Atunci, îngădui, mărite rege, să pătrund singur în cetatea celților. Și Breza va pieri de mâna mea. Nu, fiule. De tine am nevoie mai târziu. Când brațul meu va osteni, acum învață. Sunați adunarea de război.
Ce ne prevestesc castrele de Ceneu? Pierii vor mulți în războiul acesta? În marea mișcare a astrelor, mărite rege, se pregătește unul din acele semne care vor tulbura deopotrivă atât pe regi cât și pe oamenii de rând. Ce semn? Eclipsis. Curând, slăvitul soare își va întoarce fața de la făpturile pământești, lăsându-le pradă întunericului. Din ce pricină? Din pricina reginei nopții, care îi trece pe dinainte câteodată. Și ăsta e un semn bun pentru regina celților? Acolo, la celți, nu regina e cea care poruncește ce e bine și ce e rău pentru ea și pentru supușii săi, ci druidul Breza. Și când va avea loc minunea aceasta? La luna plină. Să ne folosim de acest semn ceresc pentru a-l arăta în lumina lui adevărată pe mincinosul Breza. Cum se va vedea care dintre voi este mai viteaz și mai vrednic de mâna reginei noastre Hebe? Gritas, drum bun la strămoș! Mâine eu voi fi regele celților! Toate ieșirile din vale. Lăsați-i pe ei să atace, apoi incendiați totul în calea lor. Prinși în podcoavă se vor retrage. Urmăriți-i până ce se închid în cetate și fără vărsare de sânge. Acu să te văd ca sta boca pe tine și feciorii tăi. Și pe tine, meștere Berna. Acoperiți sulițele înfipte în pământ cu paie și dați-le foc. Thank you.
Închin aceste trofee druidului Breza! Cum? Este rândul tău, Boian! Calopor, alătură-te lui Țap și împreună îl atacați pe Boian, dar numai după ce a intrat bine în vale. Duceți roabele și copiii dacilor aici pe metereze.
copii celți, ascultați cuvântul regelui nostru, care vine cu pace spre voi. Reînțeleptule de Ceneu, e prea devreme. Războiul abia a început. Spune-mi, prietene de Ceneu, ești convins că se va produce eclipsis, minunea cerească de care vorbeai? Nici măcar zeii nu o pot opri. Atunci vorbește-le tu. Regele nostru dăruiește vitejilor celți o pace de o noapte și o zi, de azi la amiază până mâine la amiază, ca să vă cinstiți morții și să vă îngrijiți răniții. Și mâine la amiază? Dacă până mâine la amiază nu vă predați, zeul cel mare al neamului nostru vă va da măsura puterii sale asupra zeilor tăi mincinoși, duindu-le breza. El va pune soarele în umbra puterii sale și va preschimba ziua noapte. Iar acea noapte nefirească vă va fi și mormântul în vecii vecilor. Regele tău nu poate fi mai puternic decât soarele. Mai bine, descocește altă minciună dacă vrei să capeți un răgaz, să vă lingeți rănile. Ne-au atacat pe la spate ucigașii din garda lui Breze. Și până să luăm seamă, i-am făcut una cu pământul. Dar bătia a fost și eu un bos de lut, mărite rege. Și-am făcut și eu ce am putut. Unt. Iar pe tine te-am lăsat să scapi împreună cu ai tăi la adăpostul cetății. Așa este. Am văzut. Și ce-i cu asta? Zeii mincinosului Breza nu v-a ajutat. Mâine, noaptea zeului nostru va stinge ultima voastră zi. Alungați-l pe Breza și vă vom dărui viața și avutul cu chezășie de pace. Iar pe tine, Critas, te voi face rege peste toți celții vecinii noștri! Nu-l crede, viteazule Critas! Regele Burebista nu poate stinge soarele de pe cer! Și dacă va putea, atunci eu însumi voi da foc altarului zeiței Epei de Aur și voi arde eu însumi cu el! Te-ai înșelat cu o zi, de Ceneu. Sunt un biet muritor, mărite rege. Data viitoare o să potrivesc mai bine calendarul.
Viteșii mei! Viteșii mei, nu vă pierdeți credința în zeii noștri! Taci! Taci! Nu fugiți! Zeii noștri sunt puternici și le vor apăra! Cum de ți-a dat în gând stratagema asta? De la Tales din Milet. Lupta cu perșii. Să zică maică ta, când o zăvază că-i duci în o gradă, un car de muieri. Mărite rege, Ruidul Breza s-a aruncat în foc. S-a ținut de cuvânt. L-a ajutat și Critas? L-am mai ajutat și noi. E calopor, mărite rege. Răpus de Breza. Calopor. Fiul meu, tată, sânge din sângele meu. Tată, băiatule. Tată, Lydia. Poate că mi-e bine așa. Cel mai bun dintre noi s-a dus la Zamolxis. Și acum ce stați?
umpleți amforele cu vin negru și gros și sacrificați berbecii și bourii cei tineri și grași. Prindeți rugurile sfinte pentru morții noștri și începeți sărbările. Regelui regilor, glorie! 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 Vorbește, Comozicos. Oastea așteaptă porunca ta, mărite rege. Ce facem? Îi lăsăm la vetre? Trebuie să o dublăm. Următoarea țintă lui Cezar vom fi noi. Viitoarea mea carte se va intitula De Bello Dacico. Vom ocoli pontul Euxin de la răsărit la apus, căzându-l în spinare fără veste caleul, în timp ce garnizoanele din Panonia și Mesia Inferioară vor face juncțiunea. Burebista cunoaște și planul acesta slăvit de Cezar. El nu-i cocoșelul galic. Bravul și enigmaticul meu, Burebista. Misteriosul arhitect al tuturor alianțelor inamicilor Romei, cu Mitridate contra lui Pompei, cu Galii contra lui Cezar. Între timp el îi bătea pe celți și cucerea cetății pontice. Barbarul de la Histru tace și face. E un lup bătrân care se pricepe la vânat, mai ales în pădurile lui. Dar lupul bătrân sfârșește în colții puilor lupoaicei când le-a venit vremea. Ce spui, Fabius? Nu cunoști vreun lup tânăr prin pădurile Daciei? Lupoaica romană l-a și fătat pe viitorul Rex Dacorum. Cine? Hirpus, cel pe care l-am salvat de la moarte, răscumpărându-l cu bani grei de la celți. Am avut aurul Orientului și fierul Occidentului. Acum ne trebuie mai mult, pentru că suntem mai mulți și mai puternici. Va trebui să cucerim singura țară care le are din belșug pe amândouă, Dacia. Ave Cezar, imperator! Ave Cezar!
Sub steagurile mele ați dobândit glorie, avere și ați ucis 1.000.000 de barbari. În sacii voștri de campanie s-a adunat mai mult bănet decât în pungile senatorilor de la Roma. Ave Cezar, imperator! Astăzi se împlinesc 700 de ani de la fondarea Romei. Cei ce mă vor urma vor fi mândri de clipa aceasta și gloria lui Cezar le va încununa memoria pentru încă 700 de ani. Ura! Vom intra triumfal în Roma, să facem puțină ordine în senat. Și apoi ne așteaptă Dacia Felix. Ura! Părinte rege, a sosit Acornion cu vești de la Roma. Acornion! Ere proteche megiste pisrachis geonotos vasileps! Unde proteche megiste filia? E? Ce spune Cezar? Nimic. Cezar nu mai este. A murit? Cum? Unde? Asasinat. Înjunghiat. De Brutus, prietenul și aliatul său. Și steaua lui Cezar a apus. Numai zeii sunt nemuritori. Nemuritor este numai gândul. Gândul nostru de unire. Unire, neatârnare și bună vecinătate. Numai cerul moștenește lumea. Am rămas singur de ceneu. Ai peste 200.000 de viteji de care până și romanii se tem. Răposata regina nu mi-a lăsat moștenitori. Ia steaua. Am făcut copii nelegiuiți. Burebista, steaua ta seamănă într-un fel cu a lui Cezar. Curios. Știai că nici el nu are moștenitori legiuiți? Nu te înțeleg. Iubite prietene, capul lui Mitridate a căzut și a fost oferit pe o tipsie de aur lui Pompei. Capul lui Pompei a căzut și a fost oferit lui Cezar pe o tipsie de aur. Capul lui Cezar s-a plecat răpus în senat de foștii lui aliați. Numai zeii sunt nemuritori. Nemuritor este numai gândul și poporul tău.